Da. Ce să vă zic? Surprinzător. N-am ce să mai zic. Am început cu dreptul. Pe calitate, evident, și pe investiție. Da, și cu marketing, pe social media, și cu bannere, și cu tot ce trebuie. Puțin agresiv. Vreau să vă arăt ce s-a întâmplat la mine în micro fermuța asta, cum îi spune de fapt, în solarele astea două ale mele, în 5 zile. În 5 zile. De sâmbătă. 6 zile, hai să vă zic 6, de vinerea trecută până acum. Și vă arăt, după cum știți cei care urmăriți, eu am avut pline, 8 mese pline de răsaduri. Haideți să încep de la capăt, să zic așa. Aici. Am niște adolescente, niște rila, care deja sunt bune de plantat și ele, dar evident vor pleca după ce pleacă bătrânele, să zic așa. Puțin aromatice mi-au mai rămas, pătrunjel și acolo puțin plecos în capăt, ceva de ovlecei. Asta este goală, a fost plină de ardei. 10.000 de ardei, capia, gras verde, silvăstar, gras roșu, freiu, am dat jos eticheta, trebuie să o dau și pe aia că mai am doar câteva fire. Iute, arvat, mai am puțin, ciorbadischi puțin, am avut 1.000 de primadona, s-au dat imediat. Deci am o masă goală, aia e doar jumate, ați văzut, 2 mese goale, 3 mese goale, pentru că aceia sunt doar comenzi și am seria asta de castraveții. După care mai e una, o să o vedeți, sunt mic. Da? 4 mese goale. De ce zic 4? Pentru că aici este unde e muștean, care în mod normal trebuie să stea în partea aia pe cea cu aromatice, da? Dar am obosit, m-am oprit unde am avut loc. Asta e a doua serie de vinete. Vreau să vă spun că cred că peste jumate este rezervată. Cu ocazia asta vă rog pe cei care mi-a zis să când puteți să luați vinetele în 10 zile să mă sunați. Eu mai devreme de 10 zile nu o să le dau, chiar dacă cresc, astfel încât să știți că puteți veni după ele. Revin. Aici să nu mai comenzi. Acolo. Este o serie de rila repicate. Am început la să repic, printre picături. Și revin. Acolo e doar o jumătate de masă, mai am de tomate. Masa e goală, asta o goală. Asta o consider goală din nou. Aici, ce să vă zic? Mai am rila asta mare, doar jumătate de masă. Precosul mai puțin de jumătate. Sunt cont de faptul că aici pe vreo 3 metri am doar 5 rânduri, 5 alveole, nu 6, cum sunt în majoritatea. Da? Uitați. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte și mă simt cumva rușinat față de clienți. Dar sincer am avut invazie, un bucurător, evident, nu m-am așteptat, am riscat și am riscat bine, am mers pe calitate, atuul meu de bază și în continuare voi merge pe chestia asta. Vale solarul mic. În solarul mic am unele de liceu, să zic așa, o jumătate de masă. Da? Și aici. Gol. Asta mai am. Și aici am de repicat. Astea vor fi rezerva pentru cei interesați. Dar printre astea sunt și ale mele, ca să fac culturi. Șerii, vreau să vând șerii vara asta. O să merg pe șerii și pe niște gogoșari și ardei. Pentru culturi. Sper să le salvez, să le pitesc de clienți. Că vin și cum văd ceva, wow! Abia scap cu rezervatele alea. La anul o să-mi organizez altfel, o să aduc rezervatele aici. Nu știu cum o să fac. Că oamenii pun dreptate. Vin, au aflat, calitate, gata. Buh, pe bine. Pasta trebuie să le repic. Să zic că mai urc vreo 5.000. Ăsta tot așa e pentru mine, ardeiul și gogoșarul. Acolo este ornamentalul. Aici seria 3 de castraveți. Asta e tot ce mi-a mai rămas. Tot. Ați născut și pepenea aia. Tot așa o să-i ofer cadou și o să am născut. Gata. Ce să vă zic? E o concluzie mișto de tot. Faci calitate, ai șanse. Nu faci calitate, ești praf. Vin și stai la mila oamenilor prin piețe, nu suport,
Mă duc la piață doar ca să duc niște alveole să dau cărți de vizită. A început și la piață vânzarea, dar a început ușor, așa timid. Sunt deja clienți formați la alte mese și s-au obișnuit cu, iau de la ăla, pe bună dreptate, dar unii dintre ei renunță și mai vin și spre ale mele sau iau câteva să testeze și după aia mă trezesc cu ei acasă. Am avut clienți care au vrut să arunce răsaduri luate din piață după ce au luat de la mine de aici. O să mi le arunce în curte. Am zis, nu, domnule, luați-le acasă, plantați-le în fundul grădinii, cumva puneți-le, că e păcat, ori face și alea ceva. Păi nu, că nu, în fine. Ce să vă zic? E wow. Eu recunosc că e wow. Ca în orice investiție, ca în orice business, că până la urmă e un business, dar eu am riscat enorm, nu te aștepți. Evident, trebuie să știi când să te oprești. Da? Trebuie să știi să te oprești. Eu mă gândisem să mai risc totuși acolo o serie de, pentru cei interesează de mai spre munte, Muntenia, da? Nu știu dacă o să am timp, nu știu dacă o să o fac și dacă o să o fac și nu o să se vândă, să zic, nu există risc pentru că o să fac eu culturi ca să vând legume. În schimb, la ardei și la vinete greu să dau drumul la răsad acum, că durează. Dacă la tomată mă duc în 6 săptămâni și pot planta, 5-6 săptămâni, la ardei și vinete e mai greu. Ar trebui vreo 8 săptămâni, e greu. Una peste alta revin și spun că am greșit enorm când am spus că oamenii, că grădinarii, că românii nu au calitate. Am mai spus-o, românii, cum au aflat, da, vedeți? Într-o zi, în prima zi, dacă mi-au venit 50, a doua zi, mi-au venit 75, trimiși de aia 50 din prima zi. Totul experiențial, la treia zi a fost mai mare. Intram în casă la 8:30 seara, terminat, încântat, evident, da, dar vă spun că e wow. Tot consider că e wow, nu mă așteptam. Nu mă așteptam, recunosc. Îmi doream să vând tot, să-mi scot din investiție, începând de anul ăsta. S-a întâmplat. Eu ce să zic? Mulțumesc pentru faptul că, nu știu, se propagă ușor și prin zona asta că, uite, a mai apărut unul pe un deal aici lângă Pitești, pe Valea Mare, cum îi spune, care face răsad de calitate. La anul o să dublez capacitatea, am proiectul în cap cu mărirea celulelor, da, volumetric, am mai spus-o, nu este un secret, dar cu niște chichițe foarte atente, în sensul în care trebuie să fiu atent la aerisire, la umiditate, va fi greu, dar voi reuși. Voi reuși cu siguranță pentru că nu abdic de la calitate și la anul cred că e o bătaie, dacă n-am mai mult răsat. Repet, în toamnă îmi dau examenul final, dar până atunci vă spun doar atât. Faceți calitate pentru voi, iar cei care faceți și pentru alții vânzare, pe pielea mea vă spun că nu e loto, nu e norocul începătorului la mine. Repet, am investit în marketing și mai departe. Dar atul principal la mine a fost calitatea. Este calitatea, că mai am, da? Mai am rila asta, precursul ăsta și apoi vin seriile alte. Vă spun, dacă ai calitate, omul te vede, te citește, vine. Câte comentarii am auzit eu în solarul ăsta, în curticica asta, în astea 5-6 zile, nu vă imaginați. Vă pot cita. Ce are băiatul ăsta aici? Sau, uite-te că sunt de negre. Am și o cameră de la vedere pe solar, în solar în față, cu sonor, cu tot ce trebuie. Adică, în momentul în care mă duc în casă, la toaletă sau să beau apă sau să mănânc poate, să îmi repede îmi dau pe telefon și văd camera, văd curtea, astfel încât să nu stea clientul mult. S-a întâmplat, de exemplu, azi să nu fiu acasă, m-am dus cu juniorul la judo, la antrenament și m-au sunat vreo 3. Doi au revenit, au înțeles că la 4, că într-o jumătate de oră revin, o doamnă a zis că da, nu sunteți bine, nu e nicio problemă, asta e, la an oricum o să gândesc să-mi pun un program pe poartă de o jumătate de oră, pentru că dacă anul ăsta au fost 6 zile de foc și n-am putut, a venit soția, m-a ajutat, a fost teroare. La anul vreau o jumătate de oră acolo să mă pot duce, că e dezastru, înțelegeți? Nu, eu nu mi-am imaginat. Mulțumesc Dumnezeu, e ok, bine că s-a întâmplat, nu mă plâng nici de cum. Dar vă spun că e obositor și să vinzi. Nu știu, aș spune multe, aș spune... Concluzia asta e...
sunt arogant, știu, dar sunt mândru și vă spun că dacă faci calitate, ai șanse să faci treabă. Vă salut, numai bine.